Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja se poate mândri și în acest an cu rezultate foarte bune la Olimpiadele Naționale. Întrucât elevii au muncit din greu pentru a obține aceste performanțe, conducerea școlii a decis să-i premieze. Trebuie să le aducem recunoștință, iar anul acesta sunt 6 astfel de ele pe care vreau să-i cunoașteți, care au obținut la faza națională numeroase premii la diferite discipline. Am să-i rog să intre. Elevii olimpici ai Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja au fost premiați pentru rezultatele deosebite obținute la diversele competiții școlare la care au participat la nivel național. Tinerii au fost încântați și spun că un astfel de gest venit din partea conducerii liceului îi motivează pentru competițiile viitoare. Eu am participat la Olimpiada Națională de Tehnologie, Informației și a Comunicărilor. Pot să spun că această olimpiadă am dat de două ori. Anul trecut am luat tot medalii de bronz. Am acestat o medalie de bronz și sunt mândru că am luat acest premiu. Pot să spun că am exersat și am muncit destul de mult, acasă cât și la școală. Mă simt foarte bucuros deoarece munca mea a dat roade și le mulțumesc tuturor profesorilor și părinților care m-au pregătit și eu chiar mă bucur. Mă simt foarte bine, consider acest gest unul foarte important din partea școlii, deoarece încurajează elevii să fie din ce în ce mai buni și să participe la mai multe concursuri. Are gând să mai particip și la alte competiții? Desigur. Cred că ne încurajează foarte mult de toți și cei care vor să vină în anii următori la Olimpiadă pentru asta și la alte concursuri. Și un gest minunat. Ai mai participat la astfel de competiții? Da, dar nu la nivel național. A fost foarte frumos și pe lângă faptul că am învățat multe lucruri noi, ne-am făcut și prieteni acolo și ne-am simțit bine. Cum te-ai simțit acum când ai fost premiată chiar de conducerea colegiului din care faci parte? Foarte bine, mi se pare că ne încurajează pe toți să facem ce știm noi mai bine și să ne descurcăm din ce în ce mai bine. Sunt fericită că mi-au fost recunoscute rezultatele și sunt și mai motivată să continui. Ai mai participat în alți ani la astfel de competiții? Da, este al treilea an în care particip la această competiție, dar primul an în care obțin rezultate atât de bune. Iar acum că ai examenul de bacalaureat, pentru tine nu va mai fi o problemă în ceea ce privește această materie. Nu, sunt destul de sigur că o să obțin rezultate foarte bune la această materie. Pentru rezultatele deosebite, elevii au primit cărți și materiale didactice care să-i ajute pe viitor. Am ținut să ne premiem olimpicii, acei elevi care au dus numele liceului în țară, în diverse competiții și l-au făcut cunoscut pentru că s-au întors cu premii. Este modul nostru de recunoștință pentru munca lor, bineînțeles și pentru munca colegilor noștri. Ce ne-am gândit? Ne-am gândit că o carte, un album sau o trusă specifică pentru disciplina pe care ei au învățat-o atât de bine și au obținut aceste rezultate pot fi recompensate în acest minor mod al nostru. Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja este cea mai mare unitate de învățământ din Mehedinți. De asemenea, este singurul liceu din județ care are clase cu profil pedagogic.